Am luat tot ea lor, de la ambas. Și asta e de mine și spate din urmă. Stai la poze sau pleacă, hai. Hai, hai. Stai la poze sau pleacă. Ce-i căpățânate, nu? Super, vine aici. Super. Vine aici. E, și tu vrei acum? Stai acolo tu. Hai. Asta înseamnă interacțiunea, pentru cine o să aibă curaj. Eu am să trec pe la dumneavoastră, unde văd mână fără mânușă. Ofer bobițe, fetița vine și papă. Da? Și mie poză. Haideți, vă rog. Dar cum spuneam, la intrare nu comparăm cu vizimale, unde o să aflăm lucruri foarte interesante, mai ales pentru copilași. Și... Hai, Billy, nu o lăsa, du-te, du-te! De cerbi și de ciute, să nu ne felicitați pentru căprioare. Dar noi să vadă cerbi și căprioare, pentru că în mentalul colectiv avem, există o asociere aceea nefericită a cerbului cu căprioara. Asociere pe care noi o demontăm prin intermediul vizitei, astfel încât să înțelegem despre ce animale vorbim aici și să evităm confuziile pe viitor. Denumirea latinească, denumirea populară cea mai cunoscută este cea de cerbul comun. Deci noi astăzi vedem un cerb comun și am hrănit o ciută de cerb comun, copilași, vă întreb la ieșire. O ciută de cerb comun. Pentru cei care sunteți din Banat sau Dobrogea, o să vi se pară o surpriză, pentru că în zona aceea îi avem în habitatul lor natural și se cheamă cerbul lopătar. Lopătar cu ciută. Sunt înrudiți, dar totuși diferiți. Lopătarii sunt mai mici, au coarne plate, de unde denumirea, și foarte important, petele albe de pe ei. Sunt permanent pătați, atât femeia cât și masculul. Pătrățel roșu la colț, geam. Cred că e clar. După care urmează cea de-a treia și cea mai des confundată specie. E un spectacol acum. Ce vedem aici? Capioare. Cerb. Unde sunt ceilalți cerbi? O să înțelegem până la finalul vizitei și acest aspect. Noi avem și alți cerbi, ați relocați într-un țar alăturat. Poate ați văzut deja când ați urcat înspre noi. O să înțelegem la finalul vizitei de ce sunt separați. Până atunci vreau să ne uităm pe ansamblul acestei animale și să observăm că doar masculul are coarne. Mai interesant. Deci este un specific la cervide, cum vedem și la lopătar și la căprior, doar băieții au coarne. Asta este un lucru interesant. Și mai regenerare completă de la 0%, urmat de alte 6 și începe întotdeauna primăvara când se topesc zăpezile, toți cerbii din specia cerbului comun își leapă de coarnele, le cad, li se desprinde pe frunte, de pe așa numitele, asta au fost astea, bravo! Bravo, băi, și nu te-am filmat, mă! Îi curge din gura acum! Sunt de fapt niște sulițe, cerbii la prima pereche de coarne având dinții de lapte. Comparăm niște sulițe, sunt cerbi sulițari. După etapa de sulițar, în următorul an o să le crească acest de regenerare, pe unde a circulat sângele în zona centrală și cum s-a depus cheratina pe margini pentru a consolida întregul corn. Acestea fiind spuse, aceste analizeze de aproape. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Apoi ce a plecat, ia cu ăsta la de veche acolo. Vârf de picior și vârf de braț. Bine, eu sunt la dispoziție, dacă aveți nevoie.